Conducerea socialdemocrată a Consiliului Județean Hunedoara a organizat astăzi la sediul instituției o conferință de presă prin care își arată nemulțumirea privind împărțirea banilor din fondul de rezervă aflat la dispoziția premierului către primării. Reprezentanții PSD au susținut cu cifre și acte că, deși numărul primarilor și al cetățenilor din localitățile conduse de socialdemocrați este mai mare decât cel de la PNL, unităților administrativ-teritoriale cu conducere liberală le-a fost repartizată o sumă mai mare de bani. În timpul conferinței de presă, în sală, a intrat un grup de primari PSD care au cântat prohodul guvernului Câțu. Apoi, întreg alaiul s-a mutat din sala mare de ședințe a Consiliului Județean în biroul alăturat, cel al prefectului. Aici, Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean, dar și lider al socialdemocraților hunedoreni, i-a prezentat situația prefectului liberal Călin Marian, pe care l-a acuzat de ascultări ilegale și a susținut că banii au fost alocați în funcție de culoarea politică a primarilor. Am venit să vă spunem că populația UAT-urilor care sunt conduse de primare, care reprezintă 235.962 de locuitori, față de primare PNL cu 183.897 de locuitori, sunt total nemulțumiți de modul în care s-au împărțit bugetul. Bugetul alocat din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului pentru primărie din județ s-a alocat cam în felul următor. 88%. Știu, domnul președinte, am urmărit și conferința noastră de presă. Știam că urmăriți în direct, sunt convins. Ar fi culmea să nu aveți camere de luat vedere la noi. Păi dacă avem și uși comune... Noi la dumneavoastră nu avem. 88% PNL, 10% PSD, 2% primar pro-România. Dar ce este mai dureros, că v-am văzut de multe ori, domnule prefect, prin comune. Și aveți dreptul să mergeți ca prefect al județului Hunedoara, ca reprezentant al guvernului teritoriei, dar culmea că mergeți și la comune PSD-iste și mă întreb acum ce curaj mai aveți să călcați pe drumurile comunelor PSD-iste când la comune s-a repartizat 6,58% PSD și 93,42% PNL. În replică, prefectul Călin Marian a spus că și președintele Consiliului Județean Hunedoara a direcționat în primăvară bani din fondul instituției doar către primăriile socialdemocrate în detrimentul celor liberale și l-a acuzat la rândul său pe Laurențiu Nistor de cultul personalității. Trebuie să lămurim niște lucruri și niște principii după care funcționează instituția prefectului. Nu fac diferență între comune peneliste și comune peseliste, din punctul meu de vedere. 2. Ce s-a dat din fondul de rezervă bugetară a fost o echilibrare la nivelul anului 2021, din punct de vedere a sursei de finanțare pentru comuni. Știți foarte bine și ar trebui să fiți scos în evidență și banii care dumneavoastră i-ați împărțit în urma bugetului care l-ați aprobat și ați dat la primării în primăvară, ca să scoateți în evidență exact și acei bani, cum i-ați dat în funcție de nevoi și necesități. Vreau să amintiți primarilor care sunt din Partidul Social Democrat, că și dumneavoastră la fondul de rezervă bugetară și la această hotărâre de guvern ați primit bani fără nicio problemă. Acești bani puteți să-i repartizați și dumneavoastră la rândul dumneavoastră dacă considerați că sunt nevoi chiar. Deci aveți suma sau nu aveți? Câte aberații puteți spune, doamne? Deci, domnul președinte, nu vă faceți cruce că văd că umblați cu crucile și cu alte... Dar e bine cu crucea să umbli. Da, dacă vreți, dar și buzunar, că am o cruce la piept. Așa se ține cruce. Da, păi... Iar la cei mori se pune cruce și spune acum, atâta timp cât sunteți respectat în biserică, e bine să aveți și crucea în buzunar.
Apoi discuțiile în contradictoriu au continuat, prefectului fiindu-i imputat faptul că nu a trimis la timp notificările spre primărie în vederea solicitării de bani, replica fiind că acestea au fost direcționate către unitățile administrativ-teritoriale, dar funcționarii de acolo nu-și fac treaba. În discuție a intervenit primarul PSD de Hunedoara, Dan Bobăuțanu, care a detensionat atmosfera. Bobăuțanu a afirmat că împărțirile de fonduri sunt niște șmecherii pe care le face orice partid aflat la putere. De asemenea, primarul Hunedoarei, localitate care nu a primit nimic la această rectificare bugetară, a mai spus că orașele mari nu ar fi avut nevoie de aceste sume, dând exemplele Devei și Petroșaniului, conduse de primari liberali, banii trebuind în accepțiunea sa să fie direcționați către comune. Voi știi cum se fac lucrurile astea de ani de zile, da? Astea sunt niște șmecherii pe care toate partidele le fac. Până aici se fac lucrurile. Noi considerăm că sunteți foarte echilibrat în ceea ce privește relația cu administrația locală și au dovedit acest lucru. Nu suntem aici pentru a demonstra că suntem PSD-iști și că ceilalți peneliști sunt răi sau invers. Noi suntem aici să discutăm de un principiu. Nu m-am să mă ascultați. Da. Principiul este că acești bani sunt foarte puțini. Unul nu avea nevoie de 1,5 milioane ca Deva. Și nici Deva nu avea nevoie. Mă iertați, sunt campion la fondul european în Ardeal. Știu ce înseamnă cofinanțarea pe dreptate. Trebuie să ai banii, că altfel nu poți. Dar el avea nevoie. Că faci un drum în pădure nime. Deci are ăla nevoie de la cel băr, că i-ați mai dat 400 de mii și n-a cheltuit niciun leu. Uitați-vă bugetul lui. El lucrează. De ce nu are nevoie el? De ce nu are nevoie el? Noi, comunele, PSD și PNL, trebuie să le dăm una, domnule, să le... Când suntem la putere, cum suntem noi? Că suntem la putere și dânsul este la putere. Trebuie să ajutăm aceste comune, nu orașele. Ați ajutat Deva și Petroșanu cu 1,5 milioane. Doamne, mă umflă râsul, dați-le la oamenii ăștia banii ăia, nu mie. Eu nici nu veneam, eu am spus la președinte că, doamne, nu vin. Că nu mă îmbogățeam cu 1,5 milioane de lei. Asta sunteți un om echilibrat. Ați demonstrat lucrul ăsta. Noi aici nu ne periem de dragul de a ne peria. Noi știm că lucrăm, că vorbim de multe la telefon. Trebuie să-i facem să înțeleagă și pe ceilalți. Domnule, trebuie să mă așez și cu președintele de la PSD, că el este acum, și hai să vedem comunele. Dacă nu ajutăm comunele, mor, doamne, și orașele, că vin toți peste noi și toți ne sufocă pe noi. Ei, oamenii ăștia trebuie lăsați acolo și trebuie ajutați. Spuneți-mi mie, ce nevoie are de Maci Petroșanu câte 1,5 milioane în detrimentul comunelor. Dacă nu va apărea o reconciliere subită pe această temă, președintele Consiliului Județean și prefectul de Hunedoara se vor întâlni luni dimineață la ora 10 cu hârtiile în față pentru a demonstra că mail-urile către primărie au fost trimise în timp util sau că funcționarii nu citesc corespondența oficială.